Bună seara, stimați amatori ai fotbalului! Vă salut de la Arena Federației Moldovenești de Fotbal din comuna Ciorescu. Peste câteva clipe va începe al treilea meci al etapei a noua a Moligii Centru, în care al Ravo Sângera va întâlni Steaua Molești, raionul Ialoveni. Antrenor principal Valentin Pavel. De partea cealaltă, Steaua Molești atacă de la stânga spre dreapta, schimb de pase, destul de bune pase ale jucătorilor echipei Steaua. Și atât pe Ion Jalbă, Jalbă trage, Ion Jalbă, ocazie uriaș. Este 0-0, dragi prieteni, iar noi ne aflăm deja în minutul 8. Același Alexei Stoica, trage Alexei Stoica și înscrie cu puțin noroc. În minutul 8 vine acest gol. Reușește Alexei Stoica să deschidă scorul în minutul 8, fiind ajutat de portarul de la Steaua Molești, antrenorul jucător. Prima ediție a Moligii Centru, ocazie pentru Ravo și este 2-0, dragi prieteni. În minutul 10 reușește jucătorul cu numărul 17, Ion Răducan, să mărească avantajul echipei sale. Este în acest moment al lui Ilie Bodrug, însă oprește balonul cu puțin noroc portarul. Ocazie pentru al Ravo și este 3-0, dragi prieteni. Minutul 11, același jucător care a marcat golul 2 a marcat și pentru 3-0. Este vorba de Ion Răducan, stop bun al mingii, a făcut o pauză inteligentă, așa a obținut 2 victorii și 6 înfrângeri. Să urmărim această fază, iată, încă un șut destul de periculos și se pare că este gol, dragi prieteni, încă un gol marcat de cei de la al Ravo. Un șut destul de interesant care până la urmă îl surprinde pe portarul formației Steaua Molești, iar cel care a marcat este Ilie Iacu. Amoliga Nord, Sud și Centru. Prima ediție a turneului național Amoliga Centru se apropie de final, se cunoaște deja învingătoarea și atât ocazie, încă o ocazie pentru formația al Ravon. Mai liniștit, mai leger, nu te grăbești cum este atunci când ești condus cu 4-0, ocazie pentru al Ravo și nu reușește jucătorul cu numărul 19 de la al Ravo să înscrie, ocazie uriașă. Și în acest moment arbitrul Oleg Stoianov din Taraclia pune capăt primei reprize. Ce vor face cei din Sângera, de posedat Ion Răducan, autorul dublei, Ilie Bodrug. Bună pasa lui Ilie Bodrug și reușește să înscrie în acest minut 22. Jucătorul cu numărul 4 de la Steaua Molești este Dumitru Andronic. Așadar, din minutul 22, Steaua Molești, 3 jucători aveau avantaj numeric, cei de la Steaua, acum au avantaj cei de la al Ravo, ocazie uriașă de a marca. Nu este Ilie Bodrug, este Claudiu Cazacu, pasându-i lui Ion Jalbă. Și iată-l pe Ilie Bodrug, a încercat să lanseze și a ocazie uriașă pentru Steaua Molești. Și Claudiu Cazacu acolo fiind deposedat și iată din nou Ion Jalbă se resimte după un duel mai tare. În fața golului a fost Dumitru Andronic, repune de la margine, Vasile Mereacri, bună piruietă și înscrie Vasile Mereacri cu un șut necruțător în minutul 38. Vine acest gol, reduce din handicap Vasile Mereacri. Al Ravo și în acest moment arbitrul Oleg Stoianov din Taraclia pune capăt jocului. Al Ravo învinge.